Avem în această gara de la Ploiești și două meciuri la plus 95 de kilograme. Vom vedea cu adevărat pumni grei. Asta e prima dintre cele două întâlniri. Heavyweight Division, cum anunță și prezentatorul. Daniel Morar este primul care intră, este un luptător din Bistrița, de la Professional Fight Gym, pregătit de Ionel Burduhos. 8 meciuri, 3 victorii pentru el, dintre care 2 prin knockout. Iată-l pe Daniel Morar. And now, ladies and gentlemen, introducing his opponent to the red corner, Ilia Branco. Ilia Branco, din Timișoara, va fi adversarul său, de la Respect Gym din Timișoara. 1,92 m înălțime, 105 kg. Iată, 24 de lupte, dintre care 17 câștigate, 11 dintre ele prin knockout. Și îl înțeleg parcă de ce se grăbește așa pentru a ajunge în ring, să mai pună un knockout acolo la colecția sa. Dar să vedem dacă și adversarul va fi de acord. Prezentarea celor doi acum făcută de ring announcer. Are și un egal acolo, Daniel Morar, între cele 3 victorii și 4 înfrângeri. And his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 28 years old and stands 192 centimeters tall. He possesses a professional record. 17 victories and 7 losses. 11 big wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, this is Ilia. Ilia Branco, așadar, parcă un pic favorit după ce vedem palmaresul, dar nu e important întotdeauna câte victorii ai, ci și pe cine ai bătut. Pentru că dacă ai adversari foarte slabi, atunci practic numărul acelor victorii nici n-ar trebui să mai conteze. Dar vom vedea de ce e în stare Ilie Brancu, adversarul său bistrițeanul cu mănuși albastri. Iată-l aici pe Morar. Start, cea de-a șasea luptă a acestei gale. Branco încearcă să domine centrul ringului. Atent în gardă. Bun, croșeu și uppercut, l-a ficat foarte bine, aruncat din scurt. Încearcă și Morar să lucreze acolo, cu brațul din față în special. Lovitură înaltă de picior, dar Morar a încercat acolo o directă de dreapta. Mai rapid, parcă în execuție, Branco și iată că sunt primele semne de slăbiciune pentru Morar. Branco atent cu acea gardă frontală. Oh, foarte greu de văzut la grei așa ceva, pentru că uite, se întâmplă să iei astfel de croșe, cum a luat pentru a doua oară Branco, și mi se pare că se cam clatină ușor timișoreanul, care pleacă totuși pe atac. Luptătorul din Bistrița încearcă să-l aranjeze din nou, să-l pună acolo, să-și pregătească o nouă acțiune, dar Branco e cel ce atacă. Bună lovitura aia înaltă de picior. Probleme pentru Morar. Branco dă drumul și el la combinații. Iată lovitura la corp, genunchi și din cădere. Lovitură, e rândul lui Morar să lovească și el pe combinații mult mai rapide cele ale timișoreanului. Dar bistrițeanul dă semne că e rezistent, că e un bun încasator. Să vedem până când.
Îl urmărește un pic prin nimic pe Morar Brancu. Se blochează bine Morar la acea lovitură violentă și încearcă croșeul de dreapta, la fel și adversarul său. Destul de multe lovituri pentru niște grei aici. Sunt niște grei foarte vioi, aș putea spune. Dreaptă, excelentă, Brancu. Încă o dată stânga din scurt. Meciul e frumos. Lupta place. O dreaptă în tâmplă acolo aruncată de Brancu. Un croșeu de stânga din scurt. Arma favorită, asta se pare. Mai ales din poziția de gardă frontală. Leacă dreapta foarte bine pe croșeu. Iată, încă o dată, dreapta directă de data asta. Și cei doi, mă rog, se prăbușește Morar în colțul ringului, dar nu din lovitură. Dreaptă, încă o dată, stângă. Se termină prima rundă. Una în care loviturile lui Brancu au fost mai puternice. Atenție acolo, că asta și a făcut foarte frumos Brancu către arbitru. Atenție, l-am lovit prea rău acum, i-am spart nasul și se pare că lucrul ăsta s-a întâmplat. Brancu i-a produs o daună majoră adversarului. Și normal, cu așa ceva, dacă nasul spart acolo rupt, n-are rost să continue Morar. Undeva pe finalul rândului a fost lovitura și l-ați văzut pe Brancu spunându-i arbitrului. Cred că de la genunchiul acela, recepționat în plin și iată și dreapta venită la fix. Mie mi s-a părut destul de mare problema lui Morar, să vedem dacă va izbuti să treacă peste ea, pentru că iată loviturile au fost repetate aici. Bistrițeanul nu prea a avut ce face la seria asta lungă. Eu zic că aici trebuie totul oprit. N-are rost să continuăm ceva ce... N-are. E bine că are inimă de luptător Bistrițeanul, dar nu se poate continua cu ce are acolo. Lovitură în plină figură și au fost mai multe, a fost o serie. Și chiar e prima dată când văd că cel care lovește îi atrage atenția arbitrului că și-a lovit prea tare adversarul și că trebuie să fie atent la el. Se termină lupta asta, așteptăm decizia. Knockout tehnic așadar. Brancu convingător în tot ceea ce a arătat. Din nou, pauză pentru noi.